Pentru dimineața aceasta aș vrea să citesc doar un verset din Scriptură, un verset care l-ați auzit de sute de ori și care cred că unii dintre voi îl știți pe de rost. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta Amin. Eu cred că și până în momentul acesta ne-am cercetat, și suntem într-un proces de cercetare, fiecare dintre noi. Dar având cuvântul Evangheliei în fața noastră, Dumnezeu e cel care poate să ne descopere și alte adâncimi ale cercetării personale și prin cuvântul lui putem să ne cercetăm ca să ne putem apropia de această masă într-un chip vrednic, într-un mod vrednic, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Știm că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar prin pocăință, noi putem să fim socotiți, neprihăniți, prin credință și în felul acesta ne apropiem de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă am păcătuit, nu trebuie să ne pocăim. Și dacă am păcătuit sau dacă sunt lucruri în viața noastră care nu sunt după voia lui Dumnezeu, va trebui să ne cercetăm înaintea Domnului, să ne pocăim și să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne dea puterea, ca să mergem în așa fel pe calea Lui, încât El să prindă chip în noi. E un lucru mare și minunat să putem să fim la masa Domnului. Și uitându-mă în Scriptură, știu cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spunea la un moment dat, am dorit mult să fiu împreună cu voi. Am dorit mult, ți-ai dorit tu mult să fii în această dimineață în locul acesta. Cei care își doresc mult, știți de ce își doresc mult? E foarte simplu, pentru că iubesc mult. Și pe cine îl iubești mult? Pe Domnul Iisus Hristos. Și pe cine mai iubești mult și vrei să fii la un loc de întâlnire ca și acesta? Știi pe cine mai iubești mult? Pe frați, pe frați. Noi știți pentru cât suntem sortiți să dea Domnul și să ne ajute să fim împreună? cu Domnul Iisus Hristos, nu pentru o lună, nu pentru un an, nu pentru zece, ci pentru o veșnicie. Dumnezeu să ne ajute în așa fel să trăim încât să ne dorim mult întotdeauna când avem ocazia să fim împreună și să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. De ce? Ca El să prindă chip în noi și când se întâlnește cineva cu tine să poată spune, mă nu știu, omul ăsta are ceva special, cuvintele lui îl dau de gol, el vorbește despre Isus, îl văd că e fericit, îl văd că, îl văd că nu e îngrijorat, chiar dacă trece prin situații dificile în viață, El are încredere. Și n-ați auzit de multe ori mărturie asta că s-au dus oameni să îi cerceteze pe alții în spital, pe unii oameni, pe unii credincioși și au venit ei mai întăriți de acolo decât au plecat. Au venit mai întăriți pentru că cel cu care te întâlnești e plin de încredere. Și la un moment dat chiar poți să fii ca și Pavel să spui, îmi doresc mai degrabă să mă duc la tatăl și să fiu cu el. Dar dacă mai stau aici, face să stau. Pentru că Dumnezeu înseamnă că mai are un plan cu mine. Domnul să ne ajute să fim acei oameni care să fim legați de cer și să ne gândim întotdeauna la Dumnezeu și să ne dorim întotdeauna să fim cu Domnul Iisus Hristos și El să prindă chip în noi. Amin. Cuvântul Domnului care l-am citit spune, fiecare să se cerceteze. Suntem la masa Domnului și cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne adâncim privirile în El. A zice că aș porni de la o imagine foarte simplă. Eu am un leagă în acasă și din când în când, la câțiva ani, trebuie recondiționat. Adică șlefuit, vopsit, dar anul acesta și ce am făcut eu. Mi-am luat un spray, am vrut să-l vopsesc verde și el era decojit, ruginit și avea nevoie de o recondiționare mai serioasă. Dar eu am fost mai șmecher un pic, am luat un spray pe care scrie, poate 3 în 1 sau cine știe ce scrie, l-am spreiat și am zis, vai ce fain e. am scăpat. Ce ușor am scăpat cu un spray și cu un carton în spatele lui, una, două l-am spreiat, e minunat. Numai că știți ce s-a întâmplat? Nu a trecut o lună de zile. Tot, tot, tot s-o exfolia înapoi și parcă e mai urât decât cum a fost. S-ar putea ca noi, de ce am spus exemplul ăsta, s-ar putea ca noi în viața noastră să ne cercetăm în așa fel încât să zicem hai că ne vopsim noi repede frumos, ne aranjăm un pic și uh, părem bine la suprafață. Dumnezeu îmi spunea să vă spun în dimineața asta, hai să ne cercetăm în profunzime, hai să, să există vorba aia, nu vopsi peste rugină. Nu vopsi peste rugină, că rugina lucrează. De aceea, dacă încă există undeva acolo mai adânc și în, cuvânt, în, lumina cuvântului lui Dumnezeu îți vei da seama că mai există ceva, curăță bine acolo, dă cu peria de sârmă, dă cu șmirghel, dă cu nu știu ce să mai dă ceva, soluție de degresare sau așa. Și după aceea, după du-te mai departe și lasă ca lucrurile să fie frumoase în final. Cuvântul Domnului, fiind la masa Domnului, ne îndeamnă să ne cercetăm. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, să ne purtăm într-un chip vrednic, să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Ați vrea să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul? Amin. În Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Haideți să citim versetul acesta. Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui. În primul rând, spune cuvântul acesta, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Te întreb eu astăzi, îi ești plăcut în orice lucru Domnului? Îi ești plăcut? Domnul să ne ajute să-i fi, să fim. Cum să-i fim? Aducând roade în tot felul de fapte bune. Aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Poți să spui, pentru mine problema asta e rezolvată, am bifat-o, eu așa trăiesc. Adică, îi sunt plăcut Domnului în orice lucru și aduc roade în tot felul de fapte bune. Poți să spui lucrul ăsta și să spui, uh, pentru mine e rezolvat, Aș vrea doar să rămâi cu întrebarea asta. vis a -vis de Domnul. Tu cum ești? Vis-a-vis -vis de Domnul. Tu cum ești? În, în continuare, cercetând ne înaintea Domnului, îmi dau seama că trebuie să ne cercetăm înaintea Domnului, înaintea Tatălui și înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Și în 1 Tesaloniceni capitolul 2, versetul 12 și 13 spune cuvântul lui Dumnezeu aici așa, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Doamne, ajută-ne să credem și să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. El e cel care Dumnezeu ne cheamă la împărăția și slava sa. Știți, este versetul acela în Matei 6 cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. El e cel care ne cheamă la împărăția sa. Dacă ne încheamă la împărăția sa și spune cuvântul aici, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și ce deduc eu din versetul ăsta? Că noi avem un împărat și noi trebuie să ne închinăm împăratului nostru. El e cel care are împărăția lui. Vreau să vă întreb, împăratul nostru e viu? Amin, Amin. e viu, slăvit să fie el. De aceea să ne dea Domnul puterea să căutăm împărăția lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru cuvântul lui. Să-i mulțumim pentru cuvântul lui. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu îl cunoaștem și spune cât din Scriptură e însuflat de Dumnezeu. Spune toată Scriptura, 100%? Tot, 100%. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Să știți că am vorbit cu oameni și în mod special îmi vine în minte o persoană care atunci când a vorbit cu ea, îmi spunea, știți cine a scris Biblia? Evrei. Știți ce a scris-o? Ca să își urmărească interesele lor și toată lumea să se închine lor și ei să facă ce vor în lumea asta și omul ăsta nu credea că cuvântul lui Dumnezeu îi e inspirat de Dumnezeu. Nu credea că e insuflat de Dumnezeu. Nu credea. El credea că e scris de oameni. Eu am pus următoarea întrebare. Dacă ar fi fost scris de oameni, de-a lungul sutelor de ani, nu crezi că ar fi găsit cineva vină și ar fi zis, uite aici e fals, aici nu e așa, aici ai greșit, aici nu bate cu realitatea. Nu crezi că i-ar fi găsit cei care sunt potriva cuvântului de vină, dar pentru că e inspirat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și pentru că e trimis de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și spune în Iosuonul cu 8, cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e cel care nu a putut fi combătut și nu va, fi, nu va putea fi combătut niciodată pentru că e venit de la Dumnezeu și Dumnezeu e cel care are toată puterea și cel care are toată înțelepciunea și cel care poate să, să ne binecuvânteze pe noi toți și dau slavă lui pentru voi, cei care astăzi mărturisis, cred că acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Credeți? Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul! În Cartea Filipeni 1, cu 27, expresiile acestea lui Pavel sunt așa de frumoase. Spune cuvântul Domnului acolo, ca să ne purtăm într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și spune aici cuvântul Domnului așa, nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, sau despre voi că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Amin. Știți la ce ne îndeamnă uh, Cuvântul lui Dumnezeu aici? La un lucru extrem de important pentru noi toți, pentru că în unitate Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la unitate purtați-vă într-un chip de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că ca voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să audeți voi. Deci ce ne cere cuvântul Domnului? Să rămâneți tari în același Duh și să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Suntem noi tari în același Duh? Suntem noi tari în același Duh? să ne rugăm lui Dumnezeu ca El, prin Duhul lui Cel Sfânt, să ne unească și să ne ajute să fim tari în același Duh și să luptăm pentru credința și să luptăm cu un suflet pentru credința Evangheliei. Aici, în adunare, ni i foarte ușor să ne luptăm. În rugăciune, e cineva care ne vorbește din cuvânt, Duhului Dumnezeu să atingă fiecare inimă și pentru cei care sunt nemântuiți, Dumnezeu să-i convingă că trebuie în această dimineață să iau hotărâre pentru Domnul. Dar, când ieși de aici, de pe porțile adunării, parcă e mai greu. Parcă e mai greu. Când vezi că oamenii îl bagiocoresc, îl înjură, te ridiculizează cumva. Cum adică tu mai crezi în Dumnezeu, tu mai crezi și te închin lui, tu te duci la biserică, că tu n-ai altceva de făcut? tu te abați de pe calea asta pe care merge toată lumea, a libertinismului și tu vrei să umbli pe calea îngustă, da, știți de ce? Pentru că în 1 Petru, capitolul 1, versetul 5, spune acolo la un moment dat cuvântul Domnului, fiți și voi sfinți în cât din purtarea voastră? În 5% cât suntem la biserică din viața noastră. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dumnezeu să mă ajute să uh, pot să mă port într-un într chip vrednic de Evanghelia Lui Dumnezeu și să pot să umblu în sfințenie și în neprihănire. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta și puterea aceasta. Amin. Mai am un gând vis-a-vis -vis de a ne purta într-un chip vrednic și uh, în Efeseni capitolul 4, Efeseni capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici așa. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Ai primit o chemare? Știi care e chemarea ta? Uite ce spune versetul 2. Cu toată zmerenia și blândețea, cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Tu cum ești? Cauți lucrurile astea în viața ta? Cu toată smerenia. Asta nu e la modă. Cu toată smerenia. Dar și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? celor zmeriți Domnule de Har și un frate pe care voi, mulți dintre voi îl știți, spune așa, sunt trei condiții care trebuie să le împlinim ca să căpătăm Har. Și le știți, prima, izmerenia. A doua condiție, mult mai grea, izmerenia. Și a treia condiție, e tot smerenia. De aceea, cu toată smerenia și blândețea, cum e firea ta? Ești blând? Eu sunt blând dacă nu are nimeni treabă cu mine. Tu cum ești? E foarte greu când ești provocat să fii blând. Și nu vei putea fi blând fără ca să ceri din partea lui Dumnezeu să-ți dea puterea asta, să-ți corectezi viața acolo unde sunt aprinderi, unde sunt porniri utăcioase azi dimineață, la noi, acolo unde stăm, e destul de multă gălăgie. Și mie îmi place noaptea să dorm cu geamul deschis larg. Și pe la ora două jumate dimineața, un câine numai nu se mai oprea din lătrat. La două jumate, nu știu ce vedea, stelele pe cer, cădeau azi noapte, că am înțeles că au căzut. Nu știu ce au văzut. Da. Așa că m-am gândit la el dimineață, nu m-am gândit cu toată blândețea. O fost bine că am avut puterea să închid geamul și să mă culc înapoi. Da, Biblia spune să ne cercetăm în toate lucrurile și chiar dacă un câine te stresează până nu mai poți, închide geamul, întoarce-te pe partea cealaltă, țineți limba după dinți, rogă și Dumnezeu să ne ajute să avem blândețe. Aici am vorbit deja și despre îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dacă vă spune prostile și păcatele care le-am făcut în viața mea, mulți dintre voi va schimba probabil părerea despre mine. Și dacă voi vă spune lucrurile care le-ați făcut în viața voastră, și noi probabil ne-am schimbat părerea despre voi. De aceea, dacă suntem astăzi aici, e numai mila și bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. E numai mila și bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu spune, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dacă nu poți să-L privești pe cel de lângă tine cu dragoste, vii degeaba la biserică. Vii numai ca să ocupi un loc dar Dumnezeu ne spune, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aș vrea să te întreb și să-ți răspunzi ție, tu cum ești? Tu cum ești vis a -vis de acest cuvânt? Cauți să păstrezi unirea Duhului prin legătura păcii? Doamne ajută-ne! Să fim acei oameni care să căutăm lucrul acesta. Aș vrea să, vă, să mai răspundem la o întrebare, pentru câteva momente. Ne apropiem de masa Domnului și facem lucrul acesta în fiecare lună. Ne dorim mult să fim împreună la masa Domnului. Ne aducem aminte de lucrarea minunată care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi. Ne aducem aminte de trecut, când s-a instituit Paștele, în sensul că poporul Domnului a fost izbăvit din Egipt și Domnul le-a spus, voi să luați Paștele o dată pe an, noi nu -l luăm o dată pe an, adică nu Paștele, și noi sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos și de jertfa de pe Golgota care o, o a o în locul nostru și de faptul că El e de jertfă care a fost, sacrificat în locul nostru și suntem așa de bucuroși să putem să fim parte la această masă. Răspunsul la întrebarea următoare vreau să fie, la ce să mă aștept în urma participării la Cina Domnului? Tot particip și particip la masa Domnului. Dacă participi într-un mod după voia Domnului și te cercetești, te verifici înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu, la ce te poți aștepta? Știi la ce poți să te aștepți? La împlinirea promisiunilor Domnului Iisus Hristos pentru viața ta. Și una dintre promisiunile Domnului Iisus Hristos e amintită în Ioan, capitolul 15, versetul 11, unde spune cuvântul Domnului așa, V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână cu voi și bucuria voastră să fie de plină. Deci la ce să mă aștept în urma participării la cina Domnului? La o bucurie de plină. Ai simțit vreodată bucuria aceasta de plină? Știi cum e asta? Mie mi s-a întâmplat, într-o altă situație, să am parte de o bucurie deplină Și uh, eram mult stresat de capitolul 13 din Ioan, unde Cuvântul lui Dumnezeu acolo ne îndeamnă să facem un lucru care pare total inadecvat, mai ales pentru situația noastră. Spune că Domnul Iisus Hristos, înainte de cină, o spăla picioarele ucenicilor. Și de multe ori mă gândeam și eram de acord cu cuvântul ăsta, dar mă gândeam cum s-ar putea întâmpla vreodată să particip la o spălare a picioarelor. Fără să planific, am fost într-o misiune în, undeva lângă orașul Baia Mare, în Baia Sprie, da, și am slujit acolo. Era o zi de cină, am fost toți la cină și la final, nu știam ce o să ni se întâmple, păstorul de acolo spune și acum vom face spălarea picioarelor. Când am auzit, am intrat dintr-o dată în priză și mă gândeam, asta cum o fi? Și oamenii, pur și simplu femeile, s-au dus într-o parte, frații au rămas în biserică, au dus două ligiane, stăteau la rând, câte doi erau așa într-un grup, unul spăla pe unul, la al, alalt pe celălalt, mergeau și spuneau, frate, îmi dai voie să spăl picioarele. I-am urmărit, bineînțeles, m-am pus și eu la rând, dar m-am pus tot mai în spate. Dar mi-a venit și mie rândul. Și am făcut și eu, cum au făcut toți ceilalți. Nu așa de, uh, cumva, încredințat de ceea ce fac. Da, știți ce s-a întâmplat? Un lucru uimitor. După ce am Făcut efectiv această spălare a picioarelor acolo, în acea adunare, am simțit în viața mea o bucurie deplină. plină. Știți de ce? Pentru că m-am trezit că am împlinit un cuvânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: Voi să luați masa mea, să mâncați trupul meu, să beți sângele meu, să faceți lucrul acesta. De ce? Pentru că bucuria voastră va fi deplină. Când faci lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu și știi că din Dumnezeu vine viață, El ți-o porunci să faci lucrul acesta, bucuria în viața ta îi deplină. Dumnezeu e cel care vrea să-și arate iubirea Lui într-un fel reciprocă. Adică nu te poți aștepta numai El să te iubească, El așteaptă ca și tu să-L iubești pe El. Pare un lucru mai greu de înțeles, Ioan capitolul 15, versetul 14, spune cuvântul Domnului acolo, Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și dacă faceți ce vă poruncesc eu, atunci orice veți cere de la Tatăl meu vă voi da. El vă va da. Dacă, dacă faceți ce vă cer eu. De aceea Dumnezeu spune, apropie-te de mine și eu mă voi apropia de tine recunoaștem în toate căile tale și eu îți voi netezi cărările. Ai, Dumnezeu vrea o relație. De aceea să ne ajute Domnul să înțelegem că El e Cel care vrea să ne iubească, dar uh, iubirea asta, ca și în orice relație, e condiționată și de iubirea celuilalt. El ne iubește și ne pe toți oamenii, dar într-o relație ai nevoie de reciprocitate. De aceea Domnul să ne ajute să înțelegem că în urma participării la cină, avem parte de dragostea Domnului și avem credința asta și curajul ăsta să ne rugăm lui Dumnezeu. Spun, urmează ceva. La ce să mă aștept în urma participării la cină? La ce să mă aștept? Știți la ce? La vindecare. Spune cuvântul Domnului că prin rănile lui suntem temăduiți. Am auzit pusă o întrebare uh, unui... Uh, unui Frate, Și era întrebarea, la cină Dumnezeu vindecă? Și răspunsul, m-am am rămas uimit că era că nu la cină Dumnezeu vindecă. Pentru că spunea ei condiția care i pusă în Iacov, capi, în Iacov capitolul 5, cred, și acolo spune dacă cineva e bolnav să creme pe prezbiterii bisericii și să-i facă ungerea cu un de lemn, să se roge și așa primești vindecarea. E adevărat, e 100% adevărat. Dar vreau să vă spun că, din experiență, pot să spun că la cină, și eu, și mulți alții dintre noi, am fost vindecați. De ce? Pentru că suntem într-o relație apropiată cu Dumnezeu și Cuvântul Domnului spune, orice veți cere de la Tatăl meu, vă va da. Zice, voi sunteți prieteni, prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Noi nu, nu suntem numai prieteni. Noi suntem frații Domnului Iisus Hristos. Și spune, orice veșere de la Tatăl meu vă va da. Când ești la masa Domnului și îți aduci aminte de versetul care spune, prin rănile Lui sunteți stămăduiți. Eu de mult eu spun, Doamne, prin rănile Tale stămăduit. Eu beau vinul ăsta, beau care simbolizează și reprezintă sângele Tău, curs cu pe lemnul de Golgota. Dar atunci când El intră în mine, Doamne, dăm -mi vindecare de orice boală, vindecă-mă de orice boală. Dumnezeu știe cât cred sau cât nu cred în momentele alea și cât vrea să mă vindece sau nu. Dar de multe ori s-a întâmplat ca cerându-i să mă vindece și să ne vindece. De aceea, la ce să mă aștept în urma participării la cină? La ce să te aștepți în dimineața asta? Așteaptă-te că Dumnezeu poate să te vindece. Te, te atingi de El. Și El e cel care poate să-ți vindece și să te vindece de orice boală. În urma participării la cină mai poți să... Să beneficiezi de următorul lucru. În Evrei, capitolul 11, versetul 6, partea a a versetului, spune: Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce Îl caută. Dumnezeu vrea să mă credința. El e cel care îi răsplătește pe cei ce îi caută. Cu ce te răsplătește? Îți dă vindecare, îți dă bucurie, îți simți dragostea Lui și aș vrea să amintesc în ultimul rând, la ce să mă aștept în urma participării la cină, în ultimul rând care eu mi l-am notat. Orice subiect poate fi dezvoltat mult. Dar în Luca, capitolul 22, versetul 29 și versetul 30, ne vorbește despre o promisiune pentru viața de apoi. Dumnezeu stă în cer și de acolo privește la noi. Sunt atâtea versete care vorbesc despre cer și totuși sunt unii oameni care nu cred că există cer. Eu cred că Domnul Iisus Hristos a dus să ne pregătească un loc și acolo unde El vreau să fiu împreună cu El. Și spune cuvântul Domnului, de aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Ce minunat, ce minunată promisiune. Vă pregătesc, împăratul spune, vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Slăvit să fie Domnul, pentru așa o promisiune mare, binecuvântat să fie El. Aștepți să te împărtășești cu trupul și cu sângele Domnului? Aștepți promisiunile lui Dumnezeu și cauți în viața ta să te porți într-un mod vrednic vis-a-vis -vis de Domnul, vis-a-vis -vis de Dumnezeu, vis-a-vis -vis de Evanghelia lui Hristos. Aștepți toate lucrurile astea? Crezi că Dumnezeu e cel care poate să-ți dea bucurie, să-și arate dragostea față de tine, să-ți dea vindecare? să-ți întărească credința în urma participării la masa Lui, văzând prezența Lui într-un mod supranatural, te gândești că ai o promisiune așa de mare pentru viața de apoi și că într-o bună zi vom fi împreună cu Domnul Iisus Hristos? Domnul să ne ajute să medităm la toate lucrurile astea și în sensul acesta să căutăm să intrăm în adâncime în lăuntru nostru. Dacă există o picătură de rugină acolo undeva, să dăm la o parte și să lăsăm ca peste tot și peste toate voia lui Dumnezeu să se facă. Amin? Amin. Amin.